Bună seara, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei. Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut ca obiect prevederi din codul electoral. Prevederile instituiau o interdicție de a candida la alegeri. Interdicția le era aplicată persoanelor care la data pronunțării unei hotărâri a Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic dețineau calitatea de membru al organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional. De asemenea, interdicția le era aplicată persoanelor care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional pe o perioadă de 5 ani de la data pronunțării hotărârii în discuție. Curtea a analizat interdicția prin prisma dreptului de a fi ales, garantat de articolul 38 din Constituție. Din prevederile legale contestate, rezulta că interdicția de a candida la alegeri era aplicabilă față de două categorii de persoane: membrii organului executiv al partidului și persoanele care au ocupat funcții elective din partea partidului. Referitor la prima categorie, Curtea a constatat că legislația națională prevede că fiecare partid politic este obligat să dispună de foruri de conducere și de organe executive. Acestea funcționează atât la nivelul central de conducere a partidului, cât și la nivelul organizațiilor teritoriale ale acestuia. Pornind de la caracterul general al textului organul executiv al partidului, Curtea a ajuns la concluzia că legislatorul i-a avut în vedere atât pe membrii organelor executive centrale ale partidului, cât și pe membrii organelor executive locale. Referitor la textul persoană care ocupă funcții elective din partea partidului, acest text putea fi înțeles din sensul său obișnuit, și anume că avea în vedere funcții care pot fi ocupate prin alegeri: deputații în Parlament, președintele Republicii Moldova, primarii și consilierii din autoritățile publice locale. Prin urmare, Curtea a conchis că dispozițiile contestate corespund exigențelor calității legii. Deși nimic din hotărârea Curții Constituționale numărul 10 din 19 iunie 2023 nu sugera că Parlamentul ar avea o obligație de a impune măsuri restrictive în privința drepturilor electorale ale membrilor partidului declarat neconstituțional, Curtea a admis că dispozițiile contestate au urmărit realizarea mai multor scopuri legitime, cum ar fi protecția securității naționale, a integrității teritoriale, a ordinii publice sau protejarea drepturilor, libertăților și demnității altor persoane. Referitor la proporționalitatea măsurii restrictive, Curtea a avut în vedere, în special, avizul consultativ din 8 aprilie 2022 al Curții Europene a Drepturilor Omului pentru Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei. În acest aviz, Curtea Europeană a notat că la aprecierea proporționalității unei măsuri generale care restricționează exercițiul dreptului de a candida pentru ocuparea unei funcții elective, trebuie avute în vedere mai multe condiții. Prima condiție: trebuie să se verifice dacă durata restricției este limitată în timp sau dacă există posibilitatea de a solicita reexaminarea acesteia. A doua condiție: trebuie să se verifice dacă restricția se aplică pe baza unor criterii obiective. Și a treia condiție: trebuie să se verifice dacă procedura de aplicare a restricției este însoțită de suficiente garanții apte să asigure protecția împotriva arbitrarului. Curtea a observat că interdicția de a candida este limitată în timp. Persoanele care intră sub incidența acesteia nu au dreptul să candideze la funcții elective timp de 5 ani de la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale cu privire la declararea neconstituționalității partidului din care făceau parte. Curtea a observat că în versiunea inițială a proiectului de lege din 10 iulie 2023, autorii săi au stabilit că interdicția se va aplica pentru o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale. Această durată a interdicției a fost votată în prima lectură la 14 iulie 2023. Totuși, la 31 iulie 2023, doi deputați din Parlament au înregistrat amendamente în care au propus majorarea duratei interdicției de la 3 la 5 ani. Aceste amendamente nu au fost însoțite de vreo motivare. În aceeași zi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a acceptat modificarea propusă și a întocmit un raport asupra proiectului de lege pe care l-a prezentat plenului Parlamentului. În aceeași zi, proiectul de lege, care includea deja majorarea duratei interdicției, a fost votată în a doua lectură. Curtea a reținut că Parlamentul trebuie să aducă motive convingătoare atunci când stabilește durata unei interdicții, dar și atunci când decide să majoreze durata acesteia.
Parlamentul trebuie să justifice în ce măsură durata interdicției stabilite este aptă să urmărească scopurile legitime ale acesteia. Această obligație a Parlamentului rezultă din obligația constituțională generală a autorităților de a-și motiva deciziile, care poate fi dedusă din articolul 54 din Constituție, și din standardele constituționalismului european, dictate de cultura justificării, în care fiecare exercițiu al puterii trebuie justificat. În concluzie, Curtea a constatat că legislatorul a majorat durata interdicției contestate în lipsa unei justificări obiective. Curtea a reținut că trebuie făcută o distinție clară între partidul politic care a fost declarat neconstituțional și drepturile membrilor acestui partid. Interzicerea partidului nu este de natură să afecteze în mod direct drepturile fundamentale ale tuturor acestor cetățeni. Astfel, restricțiile trebuie să se bazeze pe criterii obiective care să aibă în vedere rolul jucat de candidat la acțiunile pentru care partidul politic din care facea parte a fost declarat neconstituțional. Curtea a admis că în cazul în care un partid este declarat neconstituțional, pot exista prezumții cu privire la răspunderea persoanelor care dețineau funcții în cadrul partidului în discuție, mai cu seamă a celor care dețineau funcții de conducere. Problema pusă în discuție în această sesizare a fost dacă asemenea prezumții generale erau suficiente pentru a le interzice persoanelor care cad sub incidența lor să candideze la alegeri. Curtea a observat că legislatorul a limitat domeniul de aplicare a acestei prezumții doar la candidații care dețineau unele funcții la momentul declarării neconstituționale a partidului. Acest fapt presupunea intenția legislatorului de a asocia în mod automat persoanele cu faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Curtea a reținut că asemenea prezumții generale, bazate doar pe funcția deținută în partid, nu au în vedere contribuția individuală a candidatului la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Legislatorul trebuia să aibă în vedere că pot exista situații în care unii membri minoritari ai organului executiv central al partidului s-au disociat de acțiunile partidului până la declararea neconstituționalității acestuia, sau că unii membri ai organului executiv al partidului nu au participat la luarea unor decizii imputate ulterior la declararea neconstituționalității partidului. În aceste situații, norma contestată nu făcea deosebire între membrii organului executiv central al partidului care au participat activ la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional, cei care au avut un rol neutru, nesemnificativ sau nu au avut niciun rol și cei care s-au disociat de acțiunile partidului. Această situație era valabilă și în cazul persoanelor care au ocupat funcții elective din partea partidului. Astfel, norma contestată nu permitea luarea unor decizii individualizate și considera că un grup întreg este responsabil în mod colectiv de încălcările care au condus la declararea neconstituționalității partidului. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a criticat interdicțiile formulate în termeni absoluți și la modul general, care nu prevăd excepții și care sunt aplicate în mod automat. Curtea Europeană a subliniat necesitatea de a individualiza restrângerea exercițiului drepturilor electorale și de a ține cont de comportamentul real al indivizilor, mai curând decât de o amenințare percepută pe care o prezintă un grup de persoane. Mai mult, Curtea a observat că durata interdicției era fixă în cazul ambelor categorii de persoane vizate și nu avea în vedere gradul contribuției fiecărei persoane la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Astfel, persoanelor care au contribuit în mod nesemnificativ la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional, li se aplica o interdicție de aceeași durată ca în cazul persoanelor care au contribuit activ sau care au avut un rol determinant la faptele imputate partidului. Curtea a reținut că această abordare putea conduce la aplicarea interdicției în mod disproporționat față de comportamentul candidatului. Prin urmare, Curtea a constatat că interdicția contestată nu avea la bază criterii obiective, era una generală și nu era sensibilă la circumstanțele particulare. Procedura care conducea la aplicarea unei asemenea interdicții într-un caz individual trebuia însoțită de suficiente garanții apte să asigure respectarea statului de drept și protecția împotriva arbitrarului. Această procedură trebuia să se desfășoare în fața unei autorități independente care să audieze persoana vizată și să adopte o decizie motivată.
De asemenea, interdicția de a exercita dreptul de a fi ales nu impunea existența unei hotărâri a instanței de judecată în acest sens. Curtea a observat că procedura de înregistrare a concurenților electorali se desfășoară pe baza actelor prezentate de candidați. În funcție de respectarea cerințelor stabilite de lege, autoritatea electorală fie înregistra, fie refuza înregistrarea candidaților. Această procedură nu era una contradictorie. De fapt, organele electorale trebuiau să refuze de o manieră automată înregistrarea candidaților care cad sub incidența interdicției contestate, fără a aprecia în mod individual rolul candidatului la comiterea faptelor pentru care partidul din care face parte a fost declarat neconstituțional. De asemenea, până la adoptarea deciziei de către organul electoral, legea nu-i garanta candidatului dreptul de a fi ascultat, de a prezenta probe sau de a fi reprezentat de un avocat. Curtea a observat că în cazul contestării refuzului organului electoral de a înregistra candidatul în fața instanței de judecată, dispozițiile contestate îi obligau pe judecători să verifice doar apartenența persoanei la cele două categorii de funcții menționate de lege. Judecătorii erau lipsiți de posibilitatea de a analiza rolul candidaților și contribuția acestora la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Astfel, chiar dacă candidații ar fi prezentat probe care demonstrau că nu au contribuit în niciun fel la comiterea faptelor în discuție sau chiar că s-au disociat de acțiunile partidului, judecătorii nu puteau să le aibă în vedere. Prin urmare, curtea a constatat că dispozițiile contestate nu asigurau un remediu efectiv împotriva eventualelor decizii de respingere ale organelor electorale, iar procedura nu era însoțită de suficiente garanții apte să asigure o protecție împotriva arbitrarului. Din toate aceste motive, curtea a declarat neconstituțional articolul 16, alineatul 2, litera E din codul electoral. Vă mulțumesc pentru atenție!